Înflorate, cu texturi interesante, lungimi de tot fel. Se pare superbă. Una compartimentată de la toamnă sau, mă rog, anotimpului rece. Asta e situația. Așadar, și dacă anumite porțiuni pot fi salvate, altele nu. Și oricât aș încerca eu să încropesc, să combin, să pădrac cu ghem, nu am cum. Deci nu se poate. Îmi pare rău. M-am calmat, m-am relaxat. Sper ca astăzi să iasă lucrurile și să pot veni în fața voastră, dragi balabanieni, cu acest video promis, răspromis, anunțat, ba chiar cu o zi înainte de data postării lui, care nu s-a mai întâmplat. Eu vorbesc acum într-un semi-viitor despre ceva de la trecut. Vi l-am anunțat cu o zi înainte, joi seară, eu postam niște stories pe Instagram în care vă arătam, nu știu ce, că am probat, că am filmat, tralala, uitați aici, mâine la 7, sunt cu voi. Și numai bine că a venit acel mâine și ora 7 și n-am putut să fiu cu voi, dar nu pentru că n-am vrut, nu pentru că n-am făcut tot posibilul, ci pentru că uneori legile lui Murphy sunt mai mult decât reale, iar mie mi se aplică frecvent. Voi face așadar o mică mare introducere în care mă voi descărca și voi vărsa toate cele ca să vă dau niște detalii, poate mai mult pentru viitor. Nu e ca și când mi s-a întâmplat asta doar odată. Sau nu e ca și când nu se va mai întâmpla. Așa încât voi explica toată situația acasă. Știți, am făcut-o și pe Insta, dar o fac și aici, că nu e toată lumea acolo. După care, procedem cu treburile noastre, cu primăvară, cu nebuneli, cu imprimeuri, culori, modele, broderii. Deci am numai deliciozități. După cum am tot spus, am tot anunțat, abia așteptam să filmez holul ăsta. Deci așezasem totul. Pe tot parcursul săptămânii am filmat partea aia de probat. Adică la toate poveștile astea și detaliile pe care vi le ofer eu verbal cu privire la ținute, suprapun niște imagini care se fac și ele separat și trebuie să mă fâțâi de colo-colo, să instalez camera mai sus, mai jos, să se vadă, că poate am broderia în talie, poate am broderia la piept, poate vreau să vă arăt pantofii. Toate chestiile astea sunt minute care se adaugă și devine foarte migăluș și minuțios și te întinzi foarte mult. Drept urmare, vreo 6 ore am stat, m-am fâțâi de colo-colo și am făcut așa, și am făcut așa și v-am arătat și așa, și așa, așa, foarte plăcut, de altfel mi-am făcut treaba ca de obicei. După care a fost partea asta, în care m-am apucat să vorbesc cu voi, pe care eu am filmat-o. Deci vreo 2 ore a fost doar bucata de vorbire. Vă dați seama ce este, dacă este să las fără să montez deloc, ar fi 2 ore cu vreo 6 ore și vreo 8. Nu se uită nici dracul la mine, 8 ore. În fine, după standardele clipurilor de astăzi, oricum este obscen ce fac eu în mod normal cu clipuri de peste o oră, dar rămite așa ceva. Prin urmare, totul implică un montaj și o procesare în calculator care durează destul de mult. Și îmi filmasem toate bucățile, eram foarte fericită, inclusiv de partea asta de vorbit, care ieșise super bine, în ciuda vremii eram cu energia destul de sus, îmi plăcuse de mine așa că nu mă bâlbuisem, nu știu, am vorbit corect limbul român, clasic. Și mă apucasem să montez toată povestea, numai că la momentul la care am vrut să fac montajul efectiv, din cele 8 ore să ajungem la, nu știu, una, ceva de genul, am observat că am filmat și totuși fișierele pe care le-am înregistrat, nu puteau fi folosite, erau corupte. Un fișier corupt presupune o eroare. Deci tu îți faci treaba, camera nu te atenționează. Eu vorbisem acolo, turuisem, zisesem, taca-taca, nu știu ce, aici, umerii, bufanți, paietele, broderia, ba, minunat, primăvară, sandalii, toate cele. Ăsta m-a lăsat să vorbesc, nu m-a atenționat în vreo formă că prietenă e ceva în neregulă și la final când m-am apucat să descarc am văzut că nu pot să folosesc nimic. Adică am zis decât să postez mizeria asta, în ciuda faptului că se auzea bine, dar aici vizualul este foarte important, decât să postez această mizerie, mai bine îmi văd de treabă și o iau de la capăt. Ceea ce fac în momentul de față. Am pus ceva pe stories la momentul respectiv, pentru că întotdeauna când nu postez am grijă să vă anunț, știu că sunt oameni care așteaptă, mulțumesc că aveți toată simpatia și aprecierea mea. Și mi se pare firesc să le zic, vedeți că nu o să fiu ca să nu stea. Dacă se mai întâmplă să întârzi și nu zic nimic, este clar că voi fi acolo, doar că mai durează puțin din vari motive. Și da, îmi dau seama că nu este un capăt de țară și că o parte dintre voi urmăriți când se poate, nu toată lumea e lipită acolo la 7, mamă, nu se dărâmă pământul, n-a murit nimeni, sunt lucruri mult mai grave care se pot întâmpla. Dar pentru mine, care mă implic foarte mult în povestea asta și sunt conștiincioasă și sunt harnică și vreau să-mi fac treaba și doar în momentele în care efectiv nu pot, din vari motive, nu sunt acolo, a fost o chestie foarte frustrantă și enervantă, că într-adevăr m-am chinuit. În zilele alea în care știu clar că n-am cum să filmez și nu mă apuc,
nu am cum, nu știu, s-a întâmplat ceva, mi-e rău, nu sunt într-o stare bună, poate am niște probleme personale. Zic, băi, nu s-a putut, nu se poate și gata, nu e aceeași chestie, este strict un lucru care nu implică exteriorul. Cum a fost cazul de față, când m-am apucat, am muncit, am făcut tot și până la urmă cineva, nu știu, universul pe acolo a decis să ne băgăm picioarele, tu, balaban, asta e, o iei de la capăt. Deci intervenția, nu știu exact a cui, a universului probabil, determină dacă există frustrarea mea sau nu. Fără să mai lungesc, asta voiam să povestesc ca să știți pentru viitor, să cer scuze încă o dată, să vă cer scuze încă o dată că nu am fost și sper doar să nu se mai repete. Revenit! Ta-da! Avem așadar, dragi fete și băieți, ceva ce luminează orice zi întunecată. Bine, să nu fie 5 grade cât am avut săptămâna trecută. Dar aș vrea să vă prezint rochea pe care eu o consider vedeta acestui hol, cel puțin vedeta în materie de rochi, că mai am niște trenciuri, oh, niște chestii fabuloase, niște paiete, niște broderii, niște nebuneli. Însă la capitolul rochii, dacă primăvara ar fi o roche, pentru 2024 eu aș vedea-o pe asta, care este o superbitate de la Another Stories. Desigur, toate astea linkuite în descriere, ce mai găsesc în stoc, eu pe toate le-am luat recent, deci nu vin cu chestii de acum 5 ani. Toate au fost luate recent, teoretic toate se găsesc, vă las dacă vreți să vă uitați și vă place ceva din ce este pe aici, super, m-aș foarte, foarte bucura. Așa cum o vedeți și voi, pentru înălțimea mea, rochea asta se termină undeva în zona gleznei. Prin urmare, dacă mi se permite o sugestie, în cazul în care aveți o înălțime apropiată celei pe care o am eu, 1,64 pentru referință, cred că o rochie de genul ăsta are nevoie de puțină înălțime ca să arate bine. Nu de alta, dar sunt foarte multe volume, sunt foarte multe detalii, volanele astea și umerii desigur bufanți, mânecile de fapt bufante, e posibil să înghită o siluetă minionă. Pe mine una, dacă îmi iau ceva fără toc, oricât ar fi el acolo, tot e bun decât deloc, iată rima, dacă îmi iau ceva fără toc, mă acaparează, mă înghite, este un pic prea mult pentru silueta mea. Dacă sunteți în alte, ca de obicei, nu vă pasă de nimic în viața asta, deci cel puțin din punctul ăsta de vedere, glumesc. Desigur, deci eu cred că arată mult mai bine cu tocuri. Volumele astea despre care povestesc eu sunt ceea ce o fac magică. În momentul în care mă mișc, ia uite cum dansează și imaginați-vă asta bătând vântul sau dansând sau efectiv mergând pe stradă cu un coș de rafie lângă. Imprimeul ăsta, care pentru mine este definiția primăverii. Flori de toate tipurile, culorile, formele, cu roz, cu alb, cu verde, cu albastru, o nebunie. Este o explozie, ca și când te-ai fi îmbrăcat cu o grădină superbă, extrem de evidentă. Deci este genul de roche care clar vă atrage atenția. În cazul în care sunteți adeptele unui stil un pic mai, nu știu, mai clasic, mai discret, mai potolit. Dacă vreți, rochia asta s-ar putea să fie un pic cam mult, dar după părerea mea, o viață avem și rochiile frumoase ar trebui să fie purtate, ce înseamnă frumos, iarăși, discutabil. Chiar și rochiile de genul ăsta cred eu că ar trebui să fie purtate, măcar încercat, din când în când, că nu are ce să strige. Foarte multe detalii frumoase, odată avem gulerul rotund, cu materialul adunat, așa, nu este plisat neapărat, dar e adunat. Zona taliei este marcată cu un elastic, care nu strânge nicio formă, este o bandă lată de elastic ce permite de asemenea alăturarea unor centuri frumoase, dacă vreți să-i mai puneți ceva. După care avem mânecile astea, n-aș zice balon, dar oricum mari, umflate, pufoase, așa, sunt ca niște gogoși, dacă vreți, din alea dudulane. Iar în partea de jos sunt volanele suprapuse. Deci ai pentru fiecare nivel, uite așa, câte două straturi, după care vine ăsta mediu, după care vine cel de jos. Și ce le dă volanelor ăstora poziția, care vedeți e ondulată, umflată, deci nu cad pur și simplu, le dă, iată treaba asta de aici, vedeți voi, cusută pe partea de jos a volanelor, ce le permite lor să stea așa. Materialul e foarte ușor, să știți, nu e grea, nu atârnă în vreun fel, deci voalul ăsta e absolut delicios și așa cum am zis, am luat-o de la Another Stories. Care? Another Stories este fratele mai bogat, să zic așa, sau verișorul un pic mai avut, al lui H&M. Fac parte din aceeași familie cu H&M, așa cum Massimo Dutti face parte din aceeași familie cu Zara. Dar știți că au prețuri diferite. Massimo Dutti e un pic mai premium. Așa cum Another Stories e un pic mai premium decât H&M. Dar stilul este cam același. Ideea e că au aceeași conducere, să zic. Nu au magazin în România, din păcate. Au anunțat că vin înainte de pandemie și s-a ales praful de toată povestea. Dar există site-ul, exact așa mi-am comandat și eu,
Și în momentul în care vă abonați la ei pe site, cred că au chestia aia cu newsletter-ul cu 10%, ceea ce eu evident că am profitat și răsprofitat de pe toate adresele de mail pe care le am, că nu sunt la prima comandă. Mi-a sosit acasă, nimic la vamă, pur și simplu mi-a venit, nu știu, cu DPD-ul, cu fancurierul, ceva de genul, totul beton, ca să știți. Și tot de la ei am mai luat o frumusețe pe care v-am arătat-o pe Instagram. Andreea Pumbalaban este contul meu, dacă nu știți. V-am arătat-o pe Instagram într-o combinație. Haba. Eram acolo cu buline, cu fustă scurtă, cu niște nebuneri. Bufantul a fost foarte de acord cu ce am făcut acolo. Dar după părerea mea, trecând de buline, preferata mea, partea mea preferată la ținuta respectivă, o reprezintă sacou. Frumusețea asta de sacou, pe care tot de la Another Stories am luat-o, și care, în teorie, ar fi banalul banalului. Adică este un sacou sau o jachetă scurtă, neagră, cu niște umeri, să zic, un pic încrețiți aici, un pic umflați, și atâta. Nimic interesant. Dar, peste negru ăsta, s-au gândit ei că ar fi o idee bună să adauge fundițele astea negre, fundoaie, de fapt. Sunt ca niște broșe, trei broșe suprapuse, care sunt prinse efectiv, deci nu o să scadă în nicio formă. Sunt destul de greuțe, dar nu cât să te atârne. Și care, după părerea mea, sunt absolut delicioase și cred că pot condimenta mai ales ținutele, uite, alea de birou. Știți că îmi cereați voi într-o vreme să fac ținute de birou? Nici mai știu, parcă n-am făcut clipul ăla până la urmă. Mă rog, pentru birou, unde poate ar trebui să te îmbraci un pic mai... așa, un pic mai spre clasic, un pic mai spre elegant, un pic mai serios, să zicem, și poate nu mai știi ce să porți și poate ai nebunit de cap cu taior negru, taior alb și cam atât, mie mi se pare că un detaliu de genul ăsta ar putea funcționa foarte bine. Adică să mă duc la bancă, să zicem, și să văd o doamnă, nu știu ce politică au, dar zic așa, să văd o doamnă cu sacoul ăsta, lasă o doamnă cu bancă, ziceți, unde aveți sacoul respectiv, unde aveți broșele alea, că sunt foarte frumoase, nu știu, mie mi-ar plăcea foarte mult. Așadar, combinația mi se pare absolut delicioasă. Mi-am luat măsura 36, uite că nu v-am zis la roche. La roche am 34, la ăsta mi-am luat 36 și aș vrea să vă aduc în atenție în cazul în care vă tentează, pentru că n-are elastic deloc, deci este ce în gușă și în căpușă. Și dacă pieptul vostru este un pic mai voluminos, să țineți cont că crapă. Deci, dacă aveți în mod normal 38, v-aș recomanda 40. Dacă aveți 40, v-aș recomanda 42, pentru că există posibilitatea ca aici să fie niște probleme și cred că sacou arată cel mai bine închis, că atunci se văd fundele cum trebuie. Dacă îl ții deschis, nu mai are niciun haz. Se închide cu trei din astea de moș și babă și arată excepțional. Scurt așa pe talie, alungește frumos picioarele. Varianta pe care v-am arătat-o eu aici e cu pantaloni negri vechi. Sunt ăștia de la Zara, evazați așa, mi se pare că arată senzațional. Și da, negru nu este neapărat culoarea sau nu culoarea mea preferată, dar mi-a plăcut mult prea mult modelul lui, așa simplu și totuși cu fistichiul ăsta al fundelor, încât mi-am zis că eu vreau acum culoare, veselie, sandale, imprimeuri și toate cele, dar dacă îl las pe ăsta să-mi scape, la toamnă nu-l mai găsesc când o să-i vină probabil iarăși rândul. Prin urmare, am sărit pe el și vi-l arăt ca atare, că am văzut că v-a cam plăcut din ce am postat acolo pe Instagram. Mergând însă într-o zonă mult mai luminoasă și îmi veți spune poate un pic prea grosuță balaban, că parcă rochiți, văl, sandale, nu știu ce, vii acum cu palton? Da. Vin acum cu palton pentru că prețul este mega bun, paltonul este super frumos, îl găsiți, sper, încă în stoc, link-uri în descriere acolo și cred că poate fi purtat și în alte perioade. Deci, spre deosebire de jachetă care nu mai are multe zile acum, sper, dacă o veni căldura, ăsta cred eu că o să meargă bine și la toamnă și o să meargă bine și la iarnă dacă nu o fi foarte, foarte frig. Prin urmare, am găsit un palton frumos, simplu, clasic, la Sinsay Sinsay. A fost până în 200 de lei, cred că undeva în jur de 160, ceva de genul. Sinsay-ul rupe pe prețuri, deci mi se par super, super bune. Mi-am luat măsura XS pentru el, paltonul fiind cât se poate de clasic, un palton alb care îmi vine mie cam până pe la jumătatea gambei, cu cordon în talie și cu elementele clasice ale unui palton sau haine, un pic de inspirație militară, dacă vreți. Are reverele astea largi, care mi se par absolut minunate, umerii sunt răscroiți, dacă avea cumva umerii puțin mai bine... formați, cred că costa mai mult probabil, dar arăta și mai bine, asta este, cu nasturi din ăștia negri, care sunt inclusiv la mâneci, și închiderea cu capse, dacă așa preferați voi. Personal, mi se pare că, nu știu, sunt prea rigide hainele închise în stilul ăsta, eu niciodată nu-mi închid trenciul cu cureaua așa clasic, prin caica aia, probabil m-ați văzut de-a lungul anilor, sau paltoanelor, întotdeauna le leg, le nod, le fac eu niște chestii acolo, așa încât eu zic că ăsta arată mult mai bine închis, după cum îl vedeți și aici. Este relativ subțirel, de asta zic că nu ar merge bine pentru iarnă, când o să fie minus 10 grade. Nu o să facă față, dar pentru acum, pentru perioada în curs, merge super bine, cred că poate funcționa peste rochii subțiri absolut superb,
Eu îl văd bine și cu sandale de genul ăsta, chiar dacă îmi veți spune pe bune, palton cu sandale. Da, de ce nu? Purtăm ce ne place, nu ce dictează X și Y. Cu pantofi, cu cizme puteți să purtați, inclusiv cu Adidas. Genul ăsta de palton eu cred că poate arăta excepțional peste un pantof și peste un pantalon, care merge într-o direcție un pic mai sport, poate. Nu training cu dungile alea de la Adidas, dar peste un pantalon larg cu Adidas, cred că poate arăta foarte, foarte bine. Mie mi-a plăcut teribil, mi s-a părut bine croit, materialul mi se pare super ok, probabil o combinație de poliester, de asemenea are și căptușeală, foarte important, v-am mai zis căptușeală, nu vă luați niciodată haine fără căptușeală, pentru că sunt un bun indicator al calității, de regulă, și permit și îmbrăcarea mai ușoară, iar haina categoric o să aibă o viață mai lungă, în cazul în care există stratul ăsta tampon între pielea voastră și materialul efectiv al hainei respective. Deci numai de bine am de zis despre el, recomand 100% și să mai țineți cont că este puțin oversize. Adică ăsta clar nu este un XS în adevăratul sens al cuvântului, eu mai degrabă îl văd ca un SM, dacă vreți, dar senzațional de frumos. Nu vi se pare? E o piesă frumoasă. După care, tot de la Sinsai Sinsei, am mai găsit eu o socoteală pe care mi-o cumpăr cam în fiecare an și, din punctul meu de vedere, face parte din arsenalul clasic, poate nu al tuturor femeilor, dar cel puțin ăla balabanian, clar. Și anume, clasica bluză cu dungi, bluza cu dungi marinărești, pe care eu o cumpăr în diverse declinări, cu gulerul rotund, cu gulerul pătrat, mai lungă, mai largă, mai... Adică ce vreau să zic este că m-ați văzut de-a lungul anilor cu bluze cu dungi, slavă Domnului, o groază. Tocmai pentru că sunt foarte versatile, foarte frumoase și cred că putem obține combinații vestimentare cu zecile, dacă nu chiar mai mult. Materialul ăsta este puțin elastic, iar eu mi-am dorit-o un pic mai lărguță, nu chiar mulată pe corp, pentru că am observat că Sinsai Sinsei are obiceiul ăsta de a face mărimile, uite, spre deosebire de palton. În general mi se par un pic cam micuțe, așa că mi-am luat tem. Pentru asta m-a costat vreo 40 de lei, 30-40 de lei, ceva de genul, albă cu dungi negre, într-un material care imită... Știți maiurile alea tetra cum aveam pe vremuri? Mai țineți minte? Mă îmbrăca mama tot timpul cu de-alea când plecam la grădiniță, la școală, ca să nu fie frig, mai eu era sfânt în zilele reci. Asta mă duce cu gândul. Cu un decolteu pătrățos, care după părerea mea flatează silueta... indiferent de ce siluetă avem. Vă ziceam și în clipul anterior cu treburile primăvăratice că, după părerea mea, una dintre, sau poate chiar cea mai frumoasă zona corpului unei femei, indiferent de cum e ea, scundă, înaltă, slabă, grasă, cum vrea ea, ce siluetă are, zona asta e frumoasă. Asta și spatele, mi se pare mie, că arată bine indiferent de siluetă, formă și așa mai departe. Și eu cred că ar trebui dezvelită un pic mai des în limita decenței și a bunului simț. E, decolteul ăsta mi se pare unul cât se poate de elegant și de finuț, mi se pare că flatează și am zis să vă arăt aici într-o combinație feminină, deși bluza poate fi purtată atât cu pantaloni, după cum vedeți varianta asta cu negru, cât și cu fuste. Și ce am făcut? Fusta asta roșie pe care o știți probabil de ani de zile, că tot apare săraca om de atâta timp și mi se pare că arată super bine în continuare. Și am zis să merg cu Adidas pe mai departe, tocmai pentru că mi se pare extrem de versatilă toată combinația. Și știu că nu toată lumea poartă tocuri, nu toată lumea merge în direcția asta de stil elegant, dar după părerea mea, într-o variantă de genul ăsta, Adidas se pretează super, super bine și mi se pare că arată foarte drăguț toată povestea. E și feminină, e și confortabilă și cred că pentru primăvară este ideală toată povestea. Și ca să cresc miza, să zic așa, să insist un pic cu roșu ăla, trec puțin tel, după care mai revin imediat la Sinsai Sinsei. Mă iertați, am toate hainele, este aici așa, așezate pe această dudă. Am combinat, deci peste fusta roșie și bluza cu dungi, am combinat cu această geacă. Ce și ea, cred că a devenit un soi de clasic pentru mine în holurile astea. Nu știu dacă ați observat, dar dacă v-ați uitat în trecut la celelalte holuri ale mele, în special primăvara, jacheta de piele colorată este nelipsită. Și Stradivarius are o vină importantă aici, pentru că de la ei mi le cumpăr în mod normal, în fiecare an aducând culori diverse. Anul ăsta mi-am luat pe roșu. În anii trecuți am luat una albastră, una galbenă, una verde, maro și așa mai departe. Nu știu, eu sunt un mare fan al jachetelor pe stilul ăsta, jachete de motociclist, să le zic așa, asta fiind imitație de piele, în culori diverse, pentru că mi se pare că au devenit un soi de semnătură stilistică balabaniană, puteți să mă contraziceți dacă mi se pare că bat câmpii, că eu port foarte des fuste din astea cloșe, așa mari, înfoiate, cu jachete de motociclist pe deasupra. Și am început de la una neagră, simplă, tra-la-la, care s-a potrivit în anumite situații, dar pentru asta cu fusta roșie, cu albu și cu dungile alea, eu cred că cel mai bine ar merge tot ceva roșu. Așa încât am găsit-o pe asta la Stradivarius, măsura S, mi-am luat pentru ea, 159 de lei costă, nu știu dacă vedeți, dar puteți să mă credeți pe cuvânt.
Și mai aveam într-un bej și parcă și, desigur, negru. Îmi place să le suflec mânecile, îmi place uneori să mi le nod în talie, folosindu-mă de centura aia pe care o au acolo și cred că pot arăta bine în diverse combinații, asta fiind una de zi cu zi, după părerea mea, dar cred că o jachetă din asta poate să stea bine și peste o rochie un pic mai elegant, să zicem. Materialul, așa cum am zis, este o imitație de piele, o piele din aia ecologică, dar care a rezistat bine de-a lungul anilor. Și zic că a rezistat bine, deși asta e nouă, pentru că le am pe celelalte colorate și nu mi s-au cojit pe aici, în zona gâtului. Lucru pe care l-am pățit cu altele în alți ani, că m-am trezit cu bucata asta la gât jupuită, probabil de la atâta purtare. E, n-a fost cazul cu astea pe care le-am luat de la Stradivarius și pot să spun cu mâna pe inimă că am fost foarte mulțumită de calitate cu toate pe care le-am luat de la ei. Sunt exact aceleași, deci identice cu ce am avut în anii trecuți. Lungimea, mie mi-ar fi plăcut dacă era un pic mai scurtă, un pic că s-ar fi terminat exact pe talie, în cazul de față se termină undeva pe șol, dar chiar și așa sunt flatante pentru mine, pentru conformația mea. Sunt destul de flatante și îmi plac tare, tare mult și n-aveam cum să fac eu hol de primăvară fără să fie și o jachetă de genul ăsta. Revenind la Sinsai Sinsei, ca să terminăm cu ei, ce să vedeți, intru puțin în zona de accesorii, după care revin la haine, să vă arăt o zagojă. Așa zicea fratele meu când era mic, la sacoșe, zagojă. Mi-am luat o zagojă pentru cumpărături din astea pe care în general le fac eu fie când mă duc la piață, fie când mă duc la târg, fie la magazin, mă duc la Carrefour să-mi iau mâncare. Na, am în general sacoșe textile. Am găsit-o pe asta la Sinsai Sinsei cu 18 lei, 17 lei, 18 lei, ceva de genul. Cu albă ca zăpada, preferata mea din copilărie, și mi s-a părut simpatică. Și am zis, la banii ăștia, hai să-mi iau că e mult mai drăguță decât sacoșile alea ponosite pe care le am eu. Just one bite, desigur referință la poveste cu mărul, cu toate cele. Materialul ăsta nu știu ce e, dar e unul destul de... pare natural așa, am venit să zic iută, dar n-are treabă. E destul de grosuț, un fel de in, dacă vreți, și cred că poate arăta foarte bine, inclusiv ca geantă de zi cu zi. Nu știu ce cărați, dar uite, eu aș fi purtat așa ceva dacă eram la liceu și găseam chestii de genul ăsta. S-ar fi părut o idee foarte bună și foarte simpatică. Revenind la hăinuțe însă, propun să intrăm în ceva cu adevărat superb. Poate vedeta clipului? Sunt vreo 3 concurente, să zic așa, pe poziția asta. Și o să vă întreb la final, desigur, ce v-a plăcut mai mult și mai mult, că sunt curioasă cum votați voi. Da, vă iubește mami, vă iubește mami. Mami, adică eu, am găsit la Karen Millen, un brand englezesc, care face niște chestii foarte frumoase, dar uneori un pic cam scumpe, am găsit cel mai frumos trench, după părerea mea, din toate timpurile. Și văzându-l așa, o să-mi ziceți, balaban, ieșe soarele un pic cam mult, unul la mână, așa, și doi la mână, vai, un trench alb, super, ne-ai spart! Dar nu este doar un trench alb, da să vedeți ce are în partea de jos și să-l vedeți cu totul îmbrăcat, iată-l. Este, după părerea mea, cea mai frumoasă haină de primăvară-toamnă pe care am avut-o vreodată, pe care am văzut-o vreodată, în cel mai frumos imprimeu, poate, sau mai degrabă material, cea mai frumoasă croială. El ar fi un trench cât se poate de clasic, are toate elementele trenchului ăluia istoric, despre care v-am povestit eu acum 1000 de ani, poate ați văzut clipul cu trenchul, cu tranșeele, cu Burberry, cu toate cele, mă rog, asta așa ca fapt divers. E, elementele clasice, bineînțeles, epoliții ăștia de pe umeri, ba chiar are niște bureței aici care accentuează și mai mult silueta feminină. Are feroneria asta aurie care permite prinderea în zona gâtului. Reverele late. Dublu set de nasturi. Interesante așa, cu un maro, să zicem, un maro și un blond acolo, poate, deși cred că auriu ar arăta și mai bine. Are de asemenea clapetele astea care vin pe zona pieptului. Se închide, bineînțeles, cu clasica centură sau cordon în talie. Buzunare, deci simplu, clasic, suflecă mânecile să fie măgelar, după cum îmi place mai că mi se facă mișto de mine. Dar adevărata șmecherie cu trenciul ăsta o reprezintă partea de jos, care mi se pare superbă. Deci, juxtapunerea asta de feminin, de decupaje, de, nu știu ce să zic, camilii, habar n-am ce se vor a fi florile astea, cu bucata de țesătură, uite așa, în X. Deci zonele astea cadrilate, nici nu știu cum să zic, efectiv sunt niște decupaje, materialul pare țesut pe acolo. Suprapusă povestea asta peste elementele clasice masculine ale trenciului, pentru mine, au însemnat așa ceva. Eu n-am mai văzut.
Karen Millen, fiind un brand care a ajuns în atenția mea după, sau mai degrabă, datorită Lidiei Millen, tipa din UK, despre care v-am mai povestit eu în repetate rânduri. Ea are colaborări cu Karen Millen destul de frecvente, adică au creat colecții împreună de haine. Trenciul ăsta nu face parte din acele colecții, care au fost frumoase în general și mi-am luat piese și de acolo, dar de regulă, eu când îmi iau de la Karen Millen, îmi iau ce văd la fata asta, că îmi cam place stilul ei, în majoritatea timpului. Ăsta însă a fost pur și simplu, cred că am primit un mail, un newsletter sau ceva în care l-am văzut și mi-a picat fața. N-am, adică nu mă interesează că e Lidia, că nu e Lidia, mi-a plăcut enorm din secunda în care l-am văzut pe model, am zis, frate, nu, deci este mult prea frumos, sunt... Cred că vă dați seama că sunt de entuziasmată de el. Vine de asemenea într-un bej, parcă un pic mai închis, ăsta fiind un alb, murdar un fil, deci dacă vreți duce un pic într-o zonă așa de galben. Dar este superb, cred că era superb și căcăniu. Eu am preferat să vi-l arăt aici de sine stătător, fără prea multe artificii, cu accesorii ținute la minim, un pantof într-o culoare plictisitoare, un nude, ca să nu insist. El este suficient de frumos în sine, deci n-are nevoie de cine știe ce. Și cred că poate fi purtat exact așa, ca rochie, dacă vreți. Deci poate cu un furou pe dedesubt, nu chiar un cucu gol, dar exact așa cum îl vedeți, cred că poate funcționa foarte, foarte bine. Sau dacă nu, merge super peste jeans și dacă ai un look mai jigărit, să zic, nu știu, mai jupuit, mai o chestie de genul ăsta și vrei să creezi un contrast frumos cu un pulover sau un tricou și ăsta pus peste, nu, chiar nu văd combinație care ar putea arăta rău cu așa o frumusețe de piesă. Mi-am luat măsura 34 pentru el și cred că merge super, super bine, fiind un pic de tot oversize, dar este senzațional. Și ce vreau să mai punctez, mai am o piesă de la Karen Millen pe care vă arăt imediat, dar vă aduc în atenție pentru că apar constant întrebări despre subiectul ăsta, că ei fiind un brand din UK, deci Brexit, deci taxele alea uriașe și așa mai departe, în momentul în care comanzi ceva din UK, trebuie să te pregătești sufletește că o să-ți adauge la vamă de-ți vine rău. E, la ăsta și în general la Karen Millen nu e cazul. Deci tu în momentul în care plasezi comanda, ai toate taxele incluse. Îți vine produsul acasă, e adevărat, te contactează înainte de DHL-ul. Hei! Ne trebuie și nouă formalitățile vamale, deci primești pe mail, completează nu știu ce, dă cu subsemnatul, declară că n-ai droguri sau mai știu eu ce pe acolo. Faci toată chestia asta, după care îți vine pachetul acasă. Deci nu am plătit niciodată nimic în plus la vamă de la Karen Millen. Ei acoperă tot. Și mi-a ajuns, mai știu, fan curierul, ceva de genul, nu știu ce le transportă ei pe acolo, cam într-o săptămână. Și tot de la Karen Millen mi-am mai luat o roche. Măi, mi-am luat o roche. Simplă, clasică așa, dar să vedeți ce croială frumoasă are. Iată. Asta, într-un albastru care imită denim. Adică, uitându-vă de la distanță, ați putea zice, hei, uite-o pe balapan, într-o roche din blugi. Dar nu este din blug. E un material mult mai subțire, dar care are o textură, o culoare așa, care bate în zona aia. Ce o face însă pe ea foarte frumoasă este croiala, care este pură inspirație 50s. Anii 50, Christian Dior, siluetele alea frumoase, după război, talia bine marcată de viespe, după care așa, fustele alea largi, o superbitate, ce-mi place mie super, super mult. Se închide cu fermoar la spate, are centură în talie, pe care o poți purta sau o detașezi și pui tu o alta mai interesantă. Și ce mi se pare mie foarte fain la ea este partea de jos, deci din zona taliei, în jos, unde sunt pliseurile astea destul de late, destul de ample, care îi dau foarte mult volum. Eu inițial când am văzut-o, mi-am zis, asta trebuie să aibă o jupă ceva pe dedesubt, că n-are cum să stea așa umflată. Dar să știți că nu are, când zic jupă, mă refer la crinolină. Are material perfect simplu, o căptușeală să zic așa, dar nu aia îi dă tot volumul, ci efectiv croiala e foarte deșteaptă cu pliseurile alea. Uitați-vă ce frumos conturează. Și îmi vine cam, cred că undeva tot pe gleznă este ea. Mi-ar fi plăcut dacă era un pic mai scurtă, dacă vă uitați la pozele modelului de pe site-ul lor, o să vedeți că tipei vine un pic mai scurtă. Pentru mine este cam așa, nu mă deranjează nici în stilul ăsta, atâta tot că în general cred că aș prefera să o port cu ceva ce adaugă un pic de înălțime, siluete. Deși o să vedem până la urmă. Importantă e croiala, deci mi se pare genul de rochie care o să fie la modă și peste 10 ani, care a fost la modă și acum 10 ani și o să fie și mai departe, că e clasic, clasicul clasic. E frumoasă, e elegantă, e cochetă, e purtabilă, e pretabilă pentru diferite situații și mi-a plăcut teribil. Croiala cred că face toți bani. Să trecem și la H&M, care spre bucuria mea s-a trezit. Aleluia! Am multe piese de la H&M în holul ăsta. Ce de vreo câteva săptămâni, o lună încoace, cred că are ceva cu banii mei, că mi-a în mod constant. Au scos atât de multe piese frumoase și mă bucur mult, mult, mult de tot că de câteva luni efectiv, simțeam că nu vorbește absolut nimic în magazinul ăla. Eu mă uit în mod constant, chiar dacă preocuparea mea
la momentul actual, o reprezintă mai degrabă molozul, cimentul, domnul Florin, faimosul domn Florin, despre care vom povesti, nu despre dânsul neapărat, dar revenim la moloz, la trafalet, la toate cele. Chiar dacă astea sunt principalele mele preocupări, totuși mă uit ce face H&M, mă uit ce face Zara, mă uit ce face Karen Millen, sunt așa magazine care mă atrag, Fashionella este în continuare în sufletul meu, așa încât m-am distanțat complet de ele, moloz, dar să fiu trendy, se știe. Și H&M-ul de ceva vreme m-a lăsat completamente rece, exact ce vă ziceam, frate, mă uit în magazine, simt că nu mă reprezintă nimic, e prea multă inspirație de asta de 90s, pe care eu nu mai vreau să-i văd, am trăit în perioada aia, slavă Domnului, mi-a ajuns, chiar dacă eram un copil, nu rezonez cu stilul ăla aproape deloc și nu sunt eu de acolo, nu știu, nu mi-a plăcut nimic. Zara la fel, la Zara e și mai tristă și am niște piese și de la ei. Și dacă au ținut-o așa câteva luni, de ceva vreme au început să vină. Broderii, danteluțe, imprimeuri, culori, caftane, mamă, să nebunesc, funduace la gât și alte ale. Și prima chestie pe care am găsit-o acolo și mi-a plăcut, teribil, tot așa, o chestie clasică, o să vedeți că am foarte multe piese clasice, dă purtat ani și ani pe mai departe, este această rochie, cămaș. Îmi veți spune o rochie albă, wow, ne-ai spart, iarăși. O rochie albă cu nasuri de ăștia se închide așa pe lung, de lungime midi spre maxi bine de tot, cu o cordon în talie, cu elasticul ăsta la spate, foarte deștept, care îți permite să nu se adune materialul acolo inestetic în zona talie în momentul în care strângi cu centura respectivă. Deci până acum, mulțumim mult, o rochie albă, super, n-am mai văzut. Dar are niște detalii foarte frumoase și anume broderia asta superbă care mă duce fix cu gândul la milieurile și fețele de masă ale bunicii mele, care avea exact modelul ăsta. Și nu doar, că le are în partea de jos, decupat frumos, cu modelul ăsta festonat, floral, așa, deci milieu tot pe partea fustei, dar le are și în zona mânecilor. Acum, știindu-mă pe mine, dacă mă știți de ceva vreme, știți de ce face mama mea mișto de mine că îmi suflec mânecile precum copiii de măcelar, deși tu nu ești mama copil de măcelar, că nu-i place să mă vadă cu ele suflecate. Mie îmi place, însă, dintotdeauna am avut-o pasta, suflec tot ce se poate, inclusiv paltoane. Când e frig afară, mă vedeți cu mânecile suflecate, prefer să-mi iau mănuși până la cot, dar să le suflec, pentru că mi se pare mie că arată mai bine. Și îmi place de antebrațele mele așa în general, așa încât prefer de fiecare dată, iau un antebraț, îmi place să le scot la înaintare. Suflec tot ce se poate pe pământul ăsta. Prin urmare, cu strângere de inimă, așa, trebuie să zic că în ciuda broderiei superbe care apare inclusiv pe mâneci, eu cred că rochia asta arată mai bine cu mânecile suflecate, ceea ce ține de gustul fiecăruia. Adică exact așa cum o vedeți aici. Este superbisimă, este din bumbac 100%, mi-am luat măsura XS pentru ea, 289 de lei a costat de fapt, dar dacă vă tentează, dacă vă interesează, valabil și pentru tot ce are H&M în general, este să așteptați acel 20% pe care ei îl dau în mod constant. Îl dau și zilele astea, e adevărat, au avut la, nu știu, la home, sport, ceva de genul, dar săptămâna trecută au avut la tot ce era pe site, zilele membrilor, o chestie de genul ăsta. E, 20% e beton, pentru un preț de genul ăsta, cât ar veni? 20% mă bate. Din 289, cred că sunt peste 50 de lei, ceea ce mi se pare deloc de neglijat, mai ales dacă vă interesează mai multe piese. Iar rochia asta, după părerea mea, merită, pentru că este atât de frumoasă, e atât de primăvăratică și o văd ideală cu coșulețele alea de colivă, care îmi plac mie, rafia pe care o port în general când e cald afară, cu pălării de paie, cu sandale, cu adidas inclusiv, puteți să duceți în zona de sport, în zona mai elegantă, puteți să-i puneți centuri în talie, descheiată nu știu cum, poate fi purtată inclusiv peste blugi, știi, ca un soi de jachetă dacă vrei, deci cu tricou, blugi și asta descheiată, știi, și așa o fulfuială în momentul în care te deplasezi. Deci o superbitate, mi-a plăcut teribil de când am văzut-o, cred că Nafi am văzut-o undeva, mergeam pe magazin, nu știam că există pe site, încă nu era, și îmi vedeam de treaba mea și când o văd în vitrină eram, stai, ce? A scos H&M-ul ceva de Doamne ajută? Deci am atacat problema și în aceeași tură de H&M, de Afi, de așa, am găsit și această fustă superbă, care e cam în zona aia. Este un milieu, în adevăratul sens al cuvântului. Deci dacă paia o considerăm față de masă cu o ușoară broderie, ceea ce avem aici urlă după un pește. Desigur, peștele de sticlă, depus pe televizor, de la cutub, dacă se poate, punem asta frumos, după care peștele peste. Asta este o fustă conică, într-un alb un pic diferit de ăla, adică ăsta este albul de as, de înălbitorul as, sau ce înălbitor ori mai fie acum, că nu prea mai sunt la curent cu chestia asta, dar știți albul ăla orbitor,
Ăsta este acel alb orbitor. Fusta însă e o superbitate și chiar dacă nuanța ei e una nu foarte sigură în mâinile mele, pentru că o voi păta, inevitabil că mă știu, mi s-a părut splendidă și nu puteam să ratez așa frumusețe de dantelă. E o dantelă groasă, banală, nu vă gândiți că vorbesc de dantelă de Veneția, dantelă valenciană sau mai știu eu ce, astea sunt scumpeturi, finețuri, nu le găsești la H&M sau la magazinele de rând. Dar după părerea mea, este o dantelă foarte mișto. Mi-a plăcut teribil, grosuță așa, iată. Și ca să nu ți se vadă ție diverse pe acolo, ai întâi de toate jupa. Da? Deci e materialul ăsta. După care vine dantela pe deasupra. Superbisimă. Mi-am luat măsura 34 pentru ea. A costat 219 lei. Vine de asemenea cu ceva ce mie nu-mi place, dar vă arăt. Are centura asta. Wow, dar dacă vreți și dacă nu vreți să vă inserez eu pe aici, să vă uitați ce au putut să-i facă lui biata fată care prezintă produsul ăsta pe site. Mă iertați, poate sunt eu nașpa, poate, nu știu, n-am eu, am stabilit deja că n-am gusturi, că sunt praf, am înțeles, dar mie mi se pare că fusta asta merita mai mult. Și fata aia cred că merita mai mult. Deci mi se pare că n-au pus-o deloc în evidență. O fost așa de frumoasă să o faci tu în felul ăsta. Da. Gusturile nu se discută, știu. Și tot de la H&M, care, așa cum am spus, s-a trezit. Uită-te tu, ce reveneală, ce trezeală i-a apucat pe ăștia. Mamă. Au scos, cred că cu vreo săptămână sau o săptămână jumate, o altă colecție limitată, care e foarte balabaniană așa, cu caftane, cu rochii din alea largi, cu flori la gât, cu niște modele, culori, nebuneli, pliseuri, nebunie. Chiar vorbeam cu Andreea Stăicuț că și-a dat și ea comandă, noi n-am știut ce-a luat fiecare, dar și-a dat și ea comandă și vorbeam de cum ți-a venit aia, ai la altă, băi ce mișto arăta pe sai, ce nașpa e pe corp efectiv. Cert este că vreo două produse din comanda asta le-am trimis înapoi, de asta nici nu vi le arăt la momentul de față, dar ce a rămas este acest caftan superb, care da, pe mine mă înghite, după cum puteți vedea. Pentru înălțimea mea, am zis, e în general mai bine scotelea. Sau haine un pic mai ajustate pe corp. Dar există anumite excepții, iar caftanele de genul ăsta pentru mine urlă vacanță. Când sunt la mare, la soare, ceva, fetițele sunt goale, eu prefer să fiu o fetiță un pic mai îmbrăcată și dacă se poate, să port chestii din alea largi. Dacă m-am bronzat toată ziua, am stat în chiloți și în sutien, parcă aș prefera seara să nu mă strângă nimic. Și iubesc în general genul ăsta de haină pe care l-ai tras pe cap, ți-ai luat sandalele, ți-ai pus o zângăneală la gât, pa la revedere, dacă e cazul și de aia. E, el, evident, acest caftan poate fi purtat și în alte situații. Dar eu am zis să vă arăt aici varianta de vacanță, consider eu, cu papuci de plajă bomprisătă, aia de anul trecut, i-am, nu știu dacă mai sunt în stoc. Și o poșetă foarte simplă, dar tot așa colorată, tot în zona asta de culoare. Materialul este un satin, iar imprimeul, mă cep gândul la o salată de fructe, cu ceva zmeură, banane, ceva în zona asta, are un fermoar aici, în zona gâtului, gulerul rotund și practic ai, iată așa, o mică cusătură pe aici și apă la mâne și pe unde vârtui efectiv mâna. Altfel, e cât se poate de simplă toată povestea, dar ce o face foarte frumoasă e tot volumul și mișcarea, știi? În momentul în care te plimbi sau bate vântul și fulfie așa puțin, mi se pare că arată excepțional culorile alea și senzația, să știți, este foarte plăcută pe piele, deci mi-a plăcut teribil asta. Din aceeași colecție, alte două piese care pot fi purtate atât separat cât și împreună, mie mi-au plăcut teribil oricum ar fi. Odată, o pereche de pantaloni cu talie înaltă, după care o rochie tunică. O rochie tunică ce m-a fermecat datorită modelului ăstuia festonat. Vedeți, sunt chestiile alea acolo curbate, ca niște petale de flori, uriașe dacă vreți, care are însă o croială similară caftanului de mai devreme. Adică este efectiv o haină largă, o țesătură largă ce pică pe tine, pe umerii tăi, se scurge așa dacă vreți, vâri mâna pe acolo pe undeva și cam asta e tot. Aia este toată croiala ei, plus evident decupajele sau, mă rog, detaliul ăla festonat din partea de jos. Mi-a plăcut teribil și m-am gândit că asta nu doar că o să meargă bine purtată peste pantalon, exact cum o vedeți aici, dar și ca rochie. Materialul este 100% poliester, ceea ce nu deranjează foarte mult, dar dacă era bumbac sau viscoză, cred că mă bucuram cu atât mai tare. Mi-am luat măsura, cred că S, da, mi-am luat măsura S pentru povestea asta. Zic, e aici 56% poliester reciclat. Aha, sigur că da, iar prețul cred că a fost undeva în jur de 200 de lei, 200 și ceva. Partea de pantaloni însă și e mai versatilă de atât, că pe asta pot să o port, perchea de pantaloni, cu tricouri, pot să o port cu jachete, dăptire, pot să o port chiar cu Adidas, exact așa în varianta asta pe care o vedeți aici și eu cred că arată super bine. Și în variantă casual și în variantă un pic mai elegantă. Deci pantalonii mi-au plăcut teribil, mi-am luat 36 măsura pentru ei. Au elastic la spate și în partea din față este betelie simplă clasică. N-au buzunare, din păcate, ăsta ar fi minusul. Dar materialul este mult mai plăcut, pentru că ăștia sunt
92% viscoză și 8% poliester. Iar purtați cu o bluză de genul ăsta, care, ce să vedeți, tot H&M este, cred că i-am scos complet din registrul ăla elegant pe care l-ați văzut prima dată, cu rochia festonată. Pe asta, bluza asta, am cumpărat-o fix cu reducere de aia de 20% de la H&M, adică ea este undeva în jur de 80 și eu am luat-o cu vreo 60 de lei. Și ce mi-a plăcut mie la ea, în ciuda faptului că e o bluză simplă, din asta, ușor, n-aș zice căptușită, dar are materialul ăla de prosop, dacă vreți, pe interior, care îl face foarte, foarte plăcut la atingere, pe el, pe bluziți. Ce mi-a plăcut, pe lângă, ia, așa în sine, că e o bluză relativ simplă, cu umeri răscroiți, mi-a plăcut duda asta aici pe piept. Pentru că avem într-un font foarte elegant ceva franțuzism. Place Vendôme, Paris, France, nu știu ce. Acum, n-are ea nicio treabă cu France neapărat, că franțuzoicele nu o să poarte, cred eu, niciodată ceva să scrie pe pieptul lor Paris și France, France și așa mai departe. Dar mie mi-a plăcut, mi s-a părut frumos. Și pe aici și apă în România nu cred că se supără nimeni, iar eu categoric nu mă supăr să-mi scrie mie pe piept Paris. Mi s-a părut frumoasă, în culoarea asta cred că pot face o groază de chestii cu ea, că nu deranjează cu nimic, chit că por culori închise, chit că por culori deschise. Și am zis să vă arăt o variantă cât se poate de casual și purtabilă, pe care o văd ideală pentru perioada în curs. Ce mai avem însă de la H&M? Oh, iată, niște negru. Și vedeți cum se schimbă setările culorilor în momentul în care bag ceva negru în cadru? Iete, se vede la voi acolo? Nu se pare că se dereglează ceva? Da. Deci, am găsit acest bluziț negru, banal. Mă rog, nu e stilul meu, ce să zic. Dar am cumpărat-o nu pentru că negru banal nu e stilul meu, am cumpărat-o pentru că are niște mâneci absolut fabuloase. Deci eu nu rezist când văd mâneci balon din ăsta umflate cu guloane, gogoși, dacă se poate să port niște gogoși pe brațe, pa, leșin. Și am văzut-o pe asta, cred că am văzut-o prima dată pe manechin, că altfel nu puneam eu mâna pe ea nici într-un milion de ani să văd că are ditai mânecoacele, dar am văzut-o pe manechin și am zis, stai, tu vii cu mine. Așa că m-am dus cabina de probă, am probat-o și mi-a plăcut tare, tare mult. Ea altfel este o bluză corectă, dacă este să citesc sau să citesc un clasic în viață. O bluză care se închide cu năsturaș în zona gulerului rotund, pe ăla poți să-l lași deschis acolo dacă vrei să-ți alungești un piculeț gâtleșul. Partea asta, poate vedeți, este un pic de tot transparent materialul, dar nu deranjează, adică nu se vede, chiar nu se vede. În timp ce mânecile, cred eu, pentru a da mai mult volumul ăsta, sunt dublate. Deci acolo ai un strat extra de material. La încheietura elastic, uite așa, că așa ține mâneca respectivă, și am să vă arăt eu aici într-o variantă potolită, cu minte, așa zic, cu o pereche de pantaloni 7x8, care mi-a dat mie idei cu privire la accesorizare. Adică genul ăsta, cred că arată foarte bine cu auriu, exact cum vedeți nasturii. Și mă gândeam la un lănțău, din ăla mai lung, așa, ceva, o talangă, dacă se poate, sau niște cercei mari cu un turban, ceva în zona asta, cu o centură în talie, poate. Dar, bineînțeles, bluza este foarte purtabilă, foarte versatilă, merge de la jeans, la fustă elegantă, la cloș, la midi, la, nu știu, maxi, la creion și așa mai departe. Mi-a plăcut super mult și am și câte ceva de purtat pentru casă ce vreau să vă arăt. Tot de la H&M, tot cu acea comandă cu 20% despre care v-am zis. Acest set, poate, vă pare cunoscut, dar pe altă culoare. Este ce am purtat eu în casă de vreo lună sau cred că două, totuși încoace, numai că pe altă culoare. Și am apărut prin Trafalet vloguri în repetate rânduri, ba chiar am pantalonii pe mine, nu știu dacă vedeți, și acum. Pentru că sunt niște seturi de, eu așa le zic, de purtat prin casă, dar care funcționează foarte bine și ca pijamale. De la H&M. Și prima dată mi-am luat cafeniul ăsta pe care îl vedeți. Dintr-un material, nu știu, cred că e ceva o combinație cu viscoză, dar unul care cade foarte frumos, care nu se lipește de corpul nostru, în care nu transpir, în care mă simt super bine. E foarte, foarte plăcut material. Cu elastic în talie, la pantaloni, iar croiala destul de lărguță, destul de relaxată, ceea ce pentru mine este sinonim cu ce ar trebui eu una să port prin casă. Îmi doresc haine în care să mă pot mișca, să nu mă simt în vreun fel constrânsă, să nu simt că mă ține sau mă strânge ceva. Iar genul ăsta este super plăcut la atingere și pot să mă desfășor pe aici cât se poate de bine. Nu dorm în ele, dar de purtat prin casă mi se par absolut minunate și când am văzut 20%, zic, ia stai să mai iau eu o culoare, că parcă prea le port pe astea. Deci le recomand 100% dacă vă căutați ceva de loungewear, cum zic vorbitorii de limbă engleză, mi se pare o variantă foarte bună. Și am mai luat, și un halat, tot de la H&M, în culoarea asta superbă, în verdele ăsta pădure, care era de mult pe lista mea de pândeală, numai că nu m-am avântat la el, nu știu, nu prea cumpăr halate în mod normal, cumpăr în momentul în care s-a tocit ce aveam înainte și pe la grill, știți? Dacă nu l-am purtat pe ăla de mi-a venit rău, ăla de la Pepco. Și cred că a venit în sfârșit momentul să-i dau drumul.
Și mă uitam eu la asta de la H&M de câteva luni, dar nu m-am îndurat să-l iau, mi s-a părut un pic cam scump. Numai că acum când am văzut 20% ăla, zic, ia stai mă, oricum vine primăvara, înnoială, nu știu ce nebuneri, hai să iau un halat. E de calitate foarte bună, bumbacul ăsta, nu știu, prosopul ăsta, e foarte gros, absorbe super bine apa. Are de asemenea marginile astea cu alb, cordon în talie, buzunare și na, e un halat cât se poate de clasic care vine foarte sexy, după cum mă vedeți. Dar ceea ce m-a atras în primul rând a fost culoarea. Verdele ăsta, pădure, smaraldul, merge super bine cu părul meu și știm deja că am o obsesie pentru nuanța asta. Prin urmare, am atacat problema. Și cred că ultima piesă pe care o am de la H&M o reprezintă o pereche de pantofi. Deci ca să încheiem ei, intru puțin tel în accesori. O pereche de pantofi pe care n-am găsit-o în magazin, că mi-ar fi plăcut să-i pot proba înainte, așa încât mi-am dat comandă. Și eu la H&M, dacă v-am mai povestit, dar la încălțăminte e jale. În sensul în care, dacă nu e cizmă unde clar îmi iau cu o măsură mai mare decât ce port în mod normal și nu-mi fac griji, că știu că nu-mi iese din picior, dacă nu e cizmă, este jale cu jumare, pentru că 38 mi-e mic, 39 mi-e mare, iar 38,5 nu există. Deci, super! Așa că am găsit acești pantofi frumoși, clasici, într-un model care nu se va demoda niciodată, piele naturală, flatanți, cu bretea aici, la gleznă, cu modelul ăsta așa încrucișat, vârful ascuțit, deci o superbitate de pantofi. Și mă uitam la ei, mă uitam pe site, m-am uitat vreo câteva zile până când m-am apucat să dau comandă. M-am uitat, am întors pe toate părțile, zic, bă, băiatule, 38 sigur mă strânge, 39 sigur mi-e mare. 38 mă strânge, 39 mi-e mare. Ce mă fac? O dramă, trăiesc această tragedie. Până la urmă zic, ia stai așa, îmi comand 38 și 39, le probez pe amândouă și văd care e ok, că nu mi-e așau din cap. Și am zis, îi vreau neapărat și dacă mai stau mult nu-i mai găsesc. Exact asta am făcut și ce să vedeți, am avut dreptate. Deci 38 mă strângea, așa stăteam cu degetele, rău, ceva rău de tot, iar 39-le e puțin mare, dar doar puțin. N-am putut să-i dau înapoi, am returnat 38 însă, pe ăștia i-am păstrat pentru că m-am gândit că mai bine îmi pun eu niște tălpiși din aia de silicon ca să-mi stea piciorul fix acolo și totuși să-i pot purta, decât să-mi iau 38-ul, care nu-mi iese din picior, e adevărat, dar nu o să-i port niciodată că mă strâng. Și sunt ok în varianta asta, exact așa cum îi văd. Cât m-am fățuit eu pe aici cu ei, nu simt niciun fel de disconfort, tot cu având în jur de 10 cm și i-aș recomanda ca universal. Adică ăștia la toamnă o să meargă super, super bine. Și acum pentru primăvară, dacă vă căutați un pantof mișto, ceva clasic, frumos. Deci chiar mi se pare niște pantofi foarte frumoși, cărora puteți chiar să le puneți o broșă. În zona asta pe aici, cred că pot fi o variantă super bună și o surpriză foarte plăcută din partea H&M-ului, cu care eu nu prea mă potrivesc la încălțăminte, în general. Mai sunt așa, rar, dar rar de tot, nu prea ne pupăm. Ah, și știți ce mai am de la ei? Acum mi-am dat seama, accesorii. Odată, o pereche de cercei, foarte frumoși după părerea mea, pe stil covric, de dimensiune medie, așa cum îi vedeți, cu perluțe și pietricele albe, așezate pe feroneria uriaș, aș zice eu. Din ce am văzut pe site, au varianta pe argintiu. Eu pe ăștia i-am luat direct din magazin, dar teoretic ar trebui să apară și acolo. Îmi plac foarte mult. În general îmi plac perlele și îmi place auriu și combinațiile astea mi se par foarte interesante, așa că i-am luat. Și au fost ăștia 37,99. După care, din aceeași colecție cu caftanul, cu ceva mă arăta mai devreme, au adus niște coliere broșă superbe, care mi-au plăcut, să le șin. Deci senzaționale. Astea cred că au fost preferatele mele din toată comanda aia. Le-am luat amândouă, în ambele culori, că nu puteam eu să trăiesc cu mine dacă ratam așa ceva. Deci e vorba de această dudă, care poate fi purtată fie ca broșă, vedeți voi în spate acolo, ca au niște închizători, două, pe care poți să le atașezi, iete așa, de haină, poți să le pui la gât frumos, poți să le pui în cap, dacă preferi, sau, exact cum vă arăt aici, purtate, iete așa. Vedeți ce bine se potrivesc cu bucata asta de material, cu cârpa aia pe care o am eu acolo pe mine? Deci merg super bine într-o mulțime de variante. Și au de asemenea și retul, care îți permite ție să le legi, nu știu dacă vrei să le prinzi așa, cumva, de gât, dacă vrei să le pui în talie. Deci mi s-au părut piese care permit multe. Trebuie doar un pic de creativitate și curaj, m-aș gândi eu. Și am luat odată varianta aia pe corai, ce mi se pare superbă, și varianta pe alb. Atât au avut, doar culorile astea, că probabil mi-ar mai fi plăcut și altele. Mi se pare tare frumos cum se mișcă. Vedeți? Ce fain dansează! Deci materialul e o chestie foarte fină, e un voal așa transparent, suprapus, ca un fel de milfoi,
Prăjitura. O prăjitură delicioasă, de pus la gât, de pus în piept, de pus pe cap, de pus pe un palton. Nu știu, m-au vrăjit cu totul și nu puteam să-l las așa frumusețe acolo. Mi se par 100% pe stilul meu. Și ăsta a fost H&M-ul. Chiar cred că nu mai am nimic de la ei. Prin urmare, ca să echilibrăm balanța, hai și cu Zara, sau nu, hai cu Reserved, că am niște pantaloni absolut delicioși, să vă arăt. De la Reserved, deja v-am arătat eu câteva piese în treburile primăvăratice. Doamne, nu toamnatice, nu vreau să aud de toamnă în momentul ăsta. În treburile primăvăratice, deci nu voi insista asupra lor, doar le aduc un piculeț în atenție. Dacă vreți să le vedeți mai în detaliu cu povești, cu toate cele, vă uitați la clipul respectiv. Dar am găsit o bluză foarte frumoasă acolo, o dată asta, așa cu roz, cu materialul ăsta adunat, aici, în zona gâtului, mi s-a părut superb de atunci, vă ziceam că există disponibil și pe alb, un material super mătăsos, cu năsturaș în zona spatelui, mânecă scurtă, croială splendidă, măsura S, 109 lei costă povestea asta, ideal pentru perioada în curs. După care v-am arătat fusta, asta cloș, și vă ziceam eu că, da, nu prea mă încântă pe mine culoarea neapărat, dar croiala este senzațională și v-am arătat o variantă de ținut acolo cu un pulover. Vine cu curea exact așa, măsura S am luat pentru asta. Deci astea au fost deja. Dar ce nu v-am arătat este o pereche de pantaloni senzațională, cred eu. Una cum n-am mai văzut de multă vreme pe piață și care pentru mine reprezintă un stil pe care îl iubesc, ce îmi place enorm, dar care foarte, foarte rar apare la vânzare. Și anume, fusta pantalonenică. Fusta pantalon pe care am și pozat-o, o să inserez pe aici niște chestii ca să vedeți, într-un gri, bej, nici nu știu ce nuanță este asta exact, cu talia bine marcată, adică ai betelia aia acolo, ai buzunare pe lateral, ai fermoarul care îți permite închiderea și ce îi face atât de fabuloși, cracinele. Deci sunt niște crăcane atât de mari, atât de largi, genul de pantalon, de fustă pantalon. Nu-ți dai seama, până în momentul în care nu te miști, nu bate vântul sau nu știu, nu se observă că există o despărțitură acolo, ai senzația că de fapt este o fustoacă. Eu iubesc stilul ăsta. N-am fost niciodată fiartă pe pantalonii strâmți, pe colanți, pe blugi skinny, pe port și din aia, dar dacă am de ales, clar, prefer de 1000 de ori chestiile astea largi, așa cu volum, care se mișcă mișto, care dansează în bătaia vântului, mi se par mult mai dramatice și interesante. Și, nu știu, ăsta este stilul meu. Cum ziceam, răruți de tot spre deloc văd în magazine. Și când i-am văzut pe ăștia la Reserved, nu se poate, cum? Acum îi doresc. Mi-am cumpărat așadar, măsura S sunt ei, i-am luat și pe ăștia cu o mică reducere, cred că tot un 10% ceva de genul ăsta am văzut, și au fost în jur de vreo 200 și ceva de lei. Și după părerea mea merită fiecare bănuț, pentru că sunt croiți absolut delicios. Singura mea recomandare pentru ei, dacă vă tentează, ar fi purtarea cu ceva un pic mai ajustat în partea de sus. Dar altfel, oh, îi iubesc, îi ador și îi vedeți aici în două variante, o dată cu jacheta, exact așa cum i-am și pozat, și o dată cu tricou. Super simplu, de efect, jujuc. De asemenea, la Reserved au și ei niște rochii cămașă foarte frumoase și, în general, să știți că mie îmi place mult Reserved-ul. Deci, mi se pare unul dintre cele mai mișto magazine care există la noi pe piață la momentul actual, calitate foarte bună, prețuri super, super ok și lucruri cu adevărat deosebite. Adică, uite, Zara face cam același lucru pe care îl face Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, că ei sunt aceeași familie și se vede chestia asta, chiar dacă sunt stiluri un pic diferite. H&M-ul cu Another Stories, cum vă ziceam, e acolo, sunt din aceeași familie, dar Reserved-ul mi se pare că e în liga lui. Nu știu, ăștia cred că sunt cu Sinsaiu, sper să nu zic vreo prostie, dar mi se pare că Reserved-ul are piesele lui, pe care nu prea le mai găsesc în altă parte și mie îmi plac super mult ei. Așadar, am găsit rochia asta cămașă, care vine și pe albastru, într-un khaki, un cachim în verde mentă gri, așa spre gri, cu năsturaș, până aici în zona taliei, iar din zona taliei, unde avem buzunare și un cordon în talie, se lățește puțin fusta. Nu e foarte amplă, nu e foarte dramatică, nu e un volum din ăla exagerat în vreo formă. Eu cred că este o rochie ideală pentru viața de zi cu zi. Cu mânecile de măcelar, desigur, suplecate, năsturaș, tot aurii și ei, genul de rochie care poate fi purtată atât cu cordonul ăla al ei pe care l-are în talie, cât și cu o centură a ta, mă gândesc. Și asta cu un trench pe deasupra, cu o jachetă cât timp mai este frig sau, pur și simplu, ea de sine stătătoare când urmai crește puțin temperaturile, este ideală, după părerea mea, pentru perioada în curs, iar culoarea e bună de tăvăleală, că de asta am și preferat nuanța asta, zic, nu o să se păteze la fel de repede, ca una albă, superbă, de altfel, de la H&M, cu broderie. În partea de jos și pe mânece, dacă mă înțelegeți. Și ultima chestie pe care o am de la Reserved, care vine și cu o întrebare, este o pereche de pantofi. Ce mie mi s-au părut foarte interesanți.
dar care devin mai puțin interesanți în momentul în care încerc să merg în ei. Și anume, ce părere avem despre asta? Despre această pereche de pantofi, că l-am și pe celălalt. Bufanturile nu i-au plăcut deloc, au zis că sunt foarte ciudați, dar eu vă întreb pe voi, că n-am încredere în gusturile astea bufante, că mie mi-au plăcut, clar, deci de când i-am văzut mi-au plăcut și nu știam cu ce să-i compar sau de unde să iau, că i-am mai văzut undeva. Și după aia, la câteva zile, mi-a picat fisa că sunt copie 1-1 după un model făcut de Salvatore Ferragamo. Ca toată lumea și rezerv tu copii azi. Foarte bine că nu. Salvatore Ferragamo e mult mai scump. Ăștia au fost 270 de lei, tot așa cu o reducere de aia de vreo 10%, să zic că am dat vreo 240. E piele-piele și ce-i face interesanți este totul, tot. Deci talpă ortopedică și vedeți ciudățenie. După care ai bretăluțele astea care se prind pe lava piciorului, decupajul în zona degetelor, să zic, sau mai sus de degete, și vârful ascuțit. Problema cu ei însă nu e aspectul, că mie îmi plac, așa mi-am dorit. Mi-am luat 38 ca idee de mărime și mi s-a potrivit foarte bine. Dar sunt complet ciudați în picior, încercând să merg. Parcă mă dezechilibrez. Și țineți cont că asta vine de la un om care poartă pantofi ciudați. Chiar când v-am arătat ținuta cu aia, cu sacoul, cu fundițe, pantofii aia pe care îi aveam au o scobitură de numai în toc și nu sunt ușor de purtat. Adică e dificil. Dar e alt tip de dificil față de ăștia. Nu știu, nu pot să mă mișc bine în ei. Dacă îi are cineva și întâmpin aceeași problemă, aș fi curioasă. Sau poate nu. Poate este doar la mine. Nu știu, ideea e că vă cer părerea că nu știu ce să fac cu ei. Mi-e teamă că o să-i returnez și o să-i văd peste nu știu cât timp la cineva și o să-mi zic... Idiot! Trebuia să-i păstrez totuși, că uite cât de mișto arată. Și momentul ăla nu o să-i mai găsesc în magazin. Dar totuși îmi dau seama că nu sunt practici. Deci, ce părere aveți? Ăștia ar trebui returnați sau păstrați? Ce ziceți voi? Ne întoarcem puțin în urmă la Karen Millen și nu prea, pentru că mi-am luat eu niște Karen Millen, dar mi-am luat din altă parte, cu încă una dintre candidatele la poziția de vedetă, de vedetă principală a acestui haul. Iarăși este una dintre piesele mele preferate și poate cea mai grea haină din câte am avut eu vreodată. Este un trench, complet diferit de ideea mea de trench, ceva unic, ce iar n-am mai văzut pe piață pe nicăieri, de care m-am îndrăgostit și am căutat ca o nebună. Trenchul așadar este Karen Millen, doar că eu l-am luat de la About You, pentru că nu l-am mai găsit pe site la Karen Millen. Dacă ați fost atente și atenți mai devreme, m-ați auzit spunând că eu, în general, cumpăr de la Karen Millen când scoate Lydia colecție. Dacă nu scoate Lydia colecție, nu ajung foarte des pe site-ul respectiv. Așa încât ăsta, trenchul ăsta cu paiete, lung, frumos, o superbitate, eu nu l-am văzut când el a ieșit pe site. L-am verificat în perioada respectivă, s-a vândut foarte repede și sănătate bucurii. Și la câteva luni distanță, cred că am văzut pe o tipă purtând exact trenchul ăsta și nebunisem. Zic, ce are fata asta pe ea? De unde are? Vreau și eu. Dar stai, cum? Ce? A fost ăsta la Karen Millen și eu n-am văzut? Da, n-am văzut. Și m-am apucat, așa cum fac atunci când mă obsedează ceva, am răscolit internetul, am răscolit Karen Millen, am răscolit eBay, OLX, Etsy, peste tot m-am uitat, zic, vreau trenchul ăla cu paiete, trebuie să-l am. Nu l-am găsit pe nicăieri. Până când, ce să vedeți, surpriză, surpriză, l-am găsit la About You, nene. Eu n-am comandat niciodată de la About You, i-am tot văzut în online, multă lume lucrează cu ei, niciodată, nu cred că am comandat. Cred că de la ăia, de la Zalando sau ceva, poate asocierea e greșită, dar îi văd cam în același film. Deci eram pe lângă total. Și i-am văzut pe About You și nu înțelegeam de ce la Karen Millen nu mai e în stoc, dar ăștia au un stoc, nu știu exact cum funcționează site-ul lor, dar cumva... Eram convinsă că bine, mă plasez comandă și stai să vezi, că sigur mă sună o duduie peste vreo câteva ore să-mi zică, știți, ne pare rău, nu e stocul actualizat, nu avem, ne cerem scuze. Deci eu eram ferm convinsă că nu o să ajungă la mine comanda asta, nici n-am plătit în avans. Zic, dacă o veni, sigur nu vine, plătesc atunci la curier. Deci am plasat comanda. Și ce să vedeți, surpriza surprizelor, că m-am trezit că a venit curierul cu comanda și eu până în momentul în care n-am scos trenciul din pungă, nu credeam că ăsta e în mâinile mele. Deci eram atât de convinsă că să fii sănătoasă, nu-l mai găsești, încât și acum mă uit la el și îmi zic, stai mă că l-am! L-am prins! Asta așa ca poveste. Acum, detaliile despre el. Vă ziceam că este cea mai grea haină pe care eu o am, pentru că tot este acoperit de paiete transparente, care strălucesc atât de frumos în bătaia soarelui. Cred că am mai folosit expresia în trecut, dar eu am senzația că au strântat îngerași. Pe haina asta, au strântat așa drăguți și au rămas toate sclipirile superbe. Mă uitați, uite, în funcție de cum îl mișc. Este, doamne, senzațional de frumos.
De altfel, el este un trench croit în stilul clasic de trench, doar că nu este atât de rigid, nu are o structură neapărat, este genul de textilă care cade, efectiv, deci nu e ca ăla de mai devreme, materialul un pic mai bățos, mai impunător, în timp ce ăsta efectiv se scurge. Are pernuțe la umeri în zona asta, are gulerul, sau nu știu, reverul nu e chiar atât de larg, de lat, dar nici nu mai pui broșe la ăsta sau ceva. Are o ațică ce îți permite, iată așa, prinderea pe interior, după care vine cordonul efectiv pe care îl prinzi tu în talie. Și bagi frumos mânecile în buzunar, dacă vrei, căptușit, normal, pe dedesubt, că nebunești să te zgârii cu drăcia asta, și este lung, lung până în pământ. Iar eu pe ăsta, așa cum v-am zis și cu trenciul de mai devreme, îl văd fie portabil de sine stătător, cu un, nu știu, furou, ceva pe dedesubt, haba, sau dacă nu, trântit peste ceva foarte casual, o pereche din aia de blugi rupți, cu franjuri de nu știu care fel, nu l-aș duce în zona de sport, dar în variante de astea de contrast stil jeans, sau purtat de sine stătător, cred că poate arăta foarte, foarte bine. Îl văd și elegant și poate nu e el chiar cea mai bună alegere pentru viața de zi cu zi, dar e o piesă pe care n-am întâlnit-o pe nicăieri, cum să nu-mi iau eu trenci cu paiete dacă văd. Ce aș vrea însă să vă atrag atenția? M-am uitat pe About You să văd dacă mai este după ce l-am luat eu. Și din ce am văzut, au dublat prețul. Deci acum este ceva astronomic, 1000 și ceva de lei. Eu nu l-am luat la banii ăștia. Pentru mine a fost undeva pe la jumătate, mai bine de jumate. Deci dacă e cineva tentat, recomandarea mea ar fi să așteptați să scadă iarăși prețul. Nu știu cum funcționează site-ul, v-am zis, nu sunt familiarizată, nu știu care e faza, dar așa cum eu l-am luat la banii ăia că l-o fi prins într-o perioadă de reduceri, sigur o să scadă. Sau apare un cod, sau se întâmplă ceva. Deci el nu e de 1000 și nu știu cât l-au pus ei. Eu zic că mai e de așteptat, dar chiar și așa mi se pare o piesă superbă și aș fi foarte curioasă să știu părerea voastră cu privire la frumusețea asta. Mâncater, mă, vadă frumos. Deci astea sunt vedetele, să zic. Cu toate că piese frumoase mai am și propun să echilibrăm Duda cu Zara. Zara, iubita mea Zara, despre care vă vorbeam mult în trecut, când rezonam un pic mai mult cu stilul lor. Eu cred că s-a schimbat ceva pe la ei pe acolo. Nu știu, echipa de design, politica, nu-mi dau seama. Pentru că mi se pare că au luat-o departe de tot și foarte rar mă mai identific, mai rezonez cu niște chestii pe care ei le vând. Cel puțin în ultima vreme, nu știu, iarna asta, foarte rar s-a întâmplat. E, acum am găsit niște câte ceva, am și săpat un pic mai mult, ce-i drept, că v-am zis, am căutat piese care să se potrivească cu mine și cu ce vă arăt în holurile astea. Și ducându-mă în magazin, am găsit o rochie care, vă dau cuvântul meu, nu cred că m-am uitat o secundă la ea pe site. Deci mi se pare că atât de prost este pusă în valoare și o să inserez poza aici. Nu-mi place cum arată pe manechin, nu știu, mi se pare că au trântit-o efectiv așa, când iar rochia este mult mai frumoasă în realitate. După părerea mea, evident, poate greșesc, fiecare le vede altfel, dar mi se pare că puteau să facă ceva mai frumos cu fata asta săracă, ea n-are nicio vină, nu? Mă rog, deci am văzut rochia în magazin și am zis, stai mă să o probesc, asta e chiar frumoasă, cum naiba de n-am văzut-o pe site. După aia m-am uitat iară și zic, aoleu, păi crezi și eu că nu m-am uitat cu atenție pe site, că uite-te tu cum e. Rochia așadar este într-o nuanță de albastru superbă, care pentru blonde e super contrast, deci arată super bine. Nu că n-aș purta. Pentru mine albastru nu e cea mai fericită culoare, chiar dacă nu sunt blondă, dar port oricum. Deci am găsit-o. Rochie maxim, mai degrabă, un pic asimetrică. Vedeți, poate că într-o parte e mai scurtă, într-o parte e mai lungă. Are mult volum fustoaca, sunt așa trei bucăți de material suprapuse, trei bucăți cunosc pe lume. Curea în talie, în aceeași nuanță, și ce să vedeți, este tot pe stil cămașă. Rochiile cămașă, clasice, cu năsturaș, tăc, 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 cu buzunărașe, care nu sunt doar de umplutură, adică poți efectiv să pui niște chestii acolo, mânecă scurtă, în spate are așa un soi de gaură, cum să-i zic, și gulerul clasic. Rochia în sine, dacă n-ar avea bucata aia în partea de jos acolo, adică modelul ăla asimetric și atâta volum, ar fi o rochie relativ simplă, cred eu, na. Versatilă, de clasică, clasică, adică n-ar fi nici wow, dar o piesă pe care poți să o porți liniștit. Însă, după părerea mea, tot volumul ăla și asimetria aia interesantă o fac chiar o roche frumoasă, chiar o roche deosebită și cred că asta pentru primăvară și vară este minunată. Chiar și acum, cu o jachetă peste ca să nu se fie frig sau la vară cu sandale și ea de sine stătătoare, cu dealea de rafie, cu colibă și așa mai departe, cred că poate arăta foarte bine. Deci eu am avut o surpriză în momentul în care am îmbrăcat-o și am văzut că, băi, totuși o roche frumoasă, încât am zis bine că am observat-o în magazin, că altfel nu, cred că mi-a atrăgea atenția în nicio formă. Și știu că vi se întâmplă și vouă asta, că mi-ați zis de multe ori în conversațiile noastre fashionistice, că, frate, într-un fel arată pe manechin, într-un fel arată pe tine și într-un fel arată în momentul în care te duci și o vezi în magazin. Deci sunt lucruri completamente diferite. Asta este unul dintre cazuri.
Tot de la Zara. Mai aveam un H&M. Mă iertați, revin asupra lui. Revin. Dar, tot de la Zara, am aici așa niște fuste, că au început să vâre cloșuri la vânzare. Iar eu sunt fan, desigur, nu fuste cloși. Ar fi astea două. Vedeți ce diferență e de nuanță? Și dacă te gândești așa sau dacă îi spui unui bărbat, hei, mi-am luat o fustă albă, poate să fie și asta, poate să fie și asta, că nu o să înțeleagă exact la ce te referi, decât ăia care sunt mai versați așa în nuanțe, care știu cu coraiul, ăia. Dar am luat-o odată pe asta, care este dintr-un material, auziți, zgomoticios. Face așa niște chestii. Are betelie în talie și foarte mult material adunat, lucru pe care cred că îl puteți observa bine datorită pliseurilor ăstora mici. Vedeți, mult, mult, mult material care se ține în partea asta. Deci de-aia învârticioasă, poți să te foiești cât vrei tu. Ea este făcută dintr-un soi de, nu știu, aș zice ceva de genul inului, ceva ce arată bine, că așa e ea ușor șifonată. Deși ea e călcată în clipa de față, dar eu cred că și mai șifonată de acolo și nu o să-ți creeze probleme în vreun fel. Buzunare, fermoar care îi permite închiderea undeva la spate, iar varianta în care vă arăt eu aici e un pic mai grosuță, cu pulover și ce mai vedeți. Dar ea merge super bine cu un crop top, cu un maiou, cu o cămașă poate. Merge super bine chiar și pentru combinații un pic mai subțirele, dar cred că și pentru perioada în curs, dacă nu mai vine iarăși Bacovia peste noi, o să se potrivească foarte, foarte bine. Și mi-am luat măsura XS pentru ea, fustă frumoasă, simplă, clasică, de purtat, iar cealaltă e un alt alb. Ăsta e mai alb-alb, aia duce mai înspre un bej, groasă, un material mai gros, care nu merge la vară, vă zic eu cu siguranță, dar pe care o văd mai potrivită pentru situațiile un pic mai oficiale, mai protocolare, mai pentru mai pe eleganță, așa. Fusta e de așa, arată, are pliseuri mult mai puține și mult mai late, uite de tu, cât a pliseul, dar totuși este destul de amplă și cred că are nevoie de toc, cel puțin pentru silueta mea. Se închide, uite așa, cu fermoară în zona spatelui, are și ea buzunare, foarte frumoasă, cu o cămașă, mă gândesc, cu un tricou. Eu am vrut să vă arăt aici într-o variantă semi-casual, cu bleu, că mi se pare o combinație frumoasă, albastru cu alb, începându-l la porțelan, și cred că poate arăta foarte bine. Și vedeți, jacheta aia? Jacheta aia albastră, am luat-o în anii trecuți, de la Stradivarius, este soră cu cea roșie de mai devreme, doar că diferă nuanța. Iată, uite, încă o rochie cămașă, tot de la Zara. Aceeași situație, am văzut-o pe site, nu mi-a plăcut. Am văzut-o în magazin, mi-a plăcut. Am probat-o, am cumpărat-o, am rămas cu ea. Rochie albă, din nou, v-am spart, cu năsturaj din ăștia așa, care permit închiderea până în partea de jos, lungime cât se poate de decentă, materialul bumbac, respirabil, nu transpir, n-ai probleme, fără mâneci. Dar ce o face interesantă, este pelerinuța asta de la spate, să zic, deci există un decupaj, dacă vedeți acolo, care însă la momentul închiderii nu dezvăluie nimic. Și niște fâșii de material, uite așa, ce-ți permit ție prinderea în talie. Și eu am zis aici să-i fac o fundă, dar poți să o legi la spate cumva, poți să o pui parte peste parte, după cum îi place fiecăruia. Mi s-a părut o combinație interesantă, adică o declinare foarte frumoasă și neașteptată pentru o piesă de altfel clasică. Vorbind însă de eleganță, aici e foarte discutabilă situația. Am văzut eu o bluză și am cumpărat-o la Zara. O bluză cu fundițe care, iete, aduce aminte un pic de sacoul ăla, nu? Ăla negru, doar că e alt registru. Îmi place cum vine. Cred că deja înțelegeți unde este semnul meu de întrebare. Îmi place cum vine. Este haba-haba, sexy. Se așează cum trebuie. N-am nevoie de sutien la ea. Spatele la gol mi se pare foarte mișto. Fundițele astea aici îi adaugă tot așa niște detalii interesante. Lungimea, ok, deci nu mă deranjează asta, dar stau și mă întreb. Dacă în afară de vacanțe, când nu-mi pasă și aia e, asta e ceva ce eu pot să port în viața de zi cu zi. Adică decolteul este un pic prea mult, mă gândesc. Poate fi în anumite situații și nu știu dacă chiar merită să o păstrez. Nu știu dacă chiar merită să nu-i fac retur. Pentru că tot oscilez și mă gândesc că dacă aș purta-o, aș purta-o cu o jachetă pe deasupra, dacă nu, unde Dumnezeului o port. Sunt rare situațiile în care m-aș simți confortabil cu decupajul ăla acolo. Și de asta zic să vă întreb și pe voi dacă este doar în mintea mea sau dacă e totuși o piesă un pic prea mult. Poate ar merge altceva. Nu știu, pe mine m-au atras fundițele și în general îmi place ideea de spate gol. Dar acolo, nu știu, poate fi un pic prea mult, pentru mine mă refer, poate fi un pic prea mult și nu știu dacă chiar e ceva ce merită să rămână în garderobă sau poate că am făcut o prostie și ar fi mai bine să o repar într-o formă sau alta. Asta a fost Zara, dar mai am niște încălțăminte să vă arăt de la ei.
vreo două perechi de pantofi frumoase. Avem o dată pantofii lui Dorothy și pantofii lui Kim Kardashian, dacă vreți. Știu că eu la, poate asociez greșit, dar eu la Kim Kardashian am văzut în general plastic din ăsta. Care mie Kim Kardashian nu-mi place în nicio formă, dar câteodată femeia are niște alegeri vestimentare interesante, să zic. Revenind, însă, fără duze de astea de subiectivism, măi balaban, a scos Zara această pereche de papuși sandale, care mie mi-au plăcut. Mi s-au părut frumoși, încerc și un focus. Mi s-au părut frumoși pentru că îmi par genul de încălțări simple, care pot fi purtate în 11.000 triliarde de combinații. Tocmai pentru că au nude-ul ăsta, deci corpul efectiv este de culoarea piciorului, după care ai breteaua transparentă ce alungește. Și ca totuși să nu fie atât de simple, perle. Îmi plac perlele, după cum v-am zis și mai devreme. Și să știți că sunt foarte confortabile. Poate nu par, având în vedere că n-au platformă deloc, e vorba doar de tocul ăsta frumos, dar sunt foarte confortabile, atât cât le-am purtat eu când m-am fățâit cu ele, o secundă nu m-au durut picioarele, cred, așa înclin după experiența mea cu tocurile, că pot fi purtate toată ziua, fără nici cea mai mică problemă. Însă, nu știu, ce părere aveți despre încălțările de genul ăsta? Știu că, de regulă, lumea se împarte în două atunci când vorbim despre, zic o prostie, plexi de ăsta, nu știu, cauciuc din ăsta sau plastic din ăsta transparent. Sunt oameni care nu au o problemă, nu-i deranjează și alții care zic că e cam nașpet, cam chicios, cam arată aiurea. Mie mi-au plăcut în general, mai am niște perechi de încălțăminte în stilul ăsta, dar nu cu perle, nu cu genul de față. Cred că dacă n-aveau perlele, nu mă interesau. Și cealaltă, pantofilul Dorothy, așa îmi place mie să le zic, ăștia sunt din piele ecologică și acolo 38 este măsura pentru ambele. Piele ecologică, genul de pantofi în care mă încălța mama când eram copil. Deci eu când eram în școala generală, primară, mă rog, și la grădiniță, aveam pantofi de lac, nu cred că aveau atâta tot. Era mult pentru un copil, dar cu breteluțe de genul ăsta. Mama de fiecare dată când mă vede în de-astea îmi zice că sunt pregătită să mă duc la grădiniță sau ceva de gen. E, mie îmi place tare mult ideea, îmi place culoarea, îmi plac bretelele, multe bretele așa, îmi place și tocul care este super, super confortabil și pot fi purtați fără probleme întreaga zi, pentru că nu, dacă mărimea e bună, n-ai ce să pățești de la ei. Doar să nu te roadă într-o formă sau altceva de genul. Eu n-am avut probleme de genul ăsta, mi se potrivesc super ok, i-am purtat, sunt minunați pentru primăvară, mi se par extraordinar de frumoși. Să știți că mai vin și în negru, parcă, și am văzut că e un trend în perioada asta, că multe magazine scot genul ăsta de pantofi cu o bretea, cu mai multe, negru, alb, diverse declinări, inclusiv mango are ceva interesant. Și vorbind de mango, n-am decât accesorii să vă arăt de la ei, dacă tot am continuat cu pantofii. Ăștia v-am arătat și când i-am cumpărat, că erați cu mine în magazin, la momentul achiziției, într-un Trafalet vlog, când aveam eu de așteptat niște ore, m-am dus prin mango. Și am văzut pe frumoși ăștia. Nude, fundiță neagră, clasic, cu bretea în jurul gleznei, tot cam în direcția aia, poate puțin tel mai înalt, genul de pantof, clasic, zic eu, care mi-a amintit mult de ăia cu vârful ascuțit, tot de la Mango, pe care i-am purtat toată primăvara trecută. Ăia copii după Valentino. Posibil ca și ăștia să fie copii după Valentino, dar nu ne interesează asta. Însă i-am purtat super, super, super mult. Mi-au plăcut teribil, chiar dacă ăia nu aveau toc în nicio formă, chiar dacă era vârful ăla ascuțit, na, care nu e chiar pe gustul tuturor, dar eu i-am avut inclusiv în vacanțe și au fost extraordinar de plăcuți. Și ăștia la fel, mi s-au părut un pantof foarte fin, foarte feminin, un pantof care merge și cu jeans, cum îi vedeți aici, și cu o fustă sau cu o rochie și care cu siguranță pot fi purtați fără probleme și la toamnă. Și tot ca o scurtă mențiune la Mango, dar asupra căreia nu insist pentru că, v-am zis, în treburile primăvăratice, vă arătam eu la vremea respectivă și această pereche de mocasini. Asta și astălaltă. Ăștia sunt de la Mango, piele naturală, copie după Gucci, super confortabil, foarte eleganți, cred că merg super bine dacă nu sunteți neapărat adeptele unui stil prea feminin, dacă totuși vă doriți ceva de calitate, dacă vreți să confunde lumea ce aveți în picioare cu ceva mult mai scump, eu cred că arată foarte scump, în ciuda faptului că nu sunt tot așa 200 și ceva de lei au fost, de la Mango măsura 38. Iar cealaltă pereche pe care vă arătam era varianta mai colorată, mai veselă, nu de aceeași calitate, pentru că vorbim de brand diferit, ăsta este Bonpri, dar cam aceeași idee, ăștia sunt pe la 60 sau 70 de lei, cu un bleu superb, cu galbenul ăsta, contrastul, mi se pare absolut minunat. Îi vedeți în mai multe detalii, în treburile primăvăratice despre care vă ziceam. Și, revenind la Mango, ta-da! Am luat poșeta asta minunată, odată cu pantofii, cu ceva am arătat mai devreme. Și vă ziceam eu la momentul respectiv că asta este o copie după Celine.
nu după Celine Dion, ci după Celine, efectiv Celine. Este o poșetă care cred eu că poate fi încadrată pe ideea de clasic. Tocmai pentru că are forma asta, atât de simplă, cu feloneria aurie, cu bretea ce-ți permite purtarea pe umăr sau stil poștaș, cum îmi place mie majoritatea timpului. Ăsta este mecanismul de închidere, vezi? E cu magnet așa. Compartimentată, două compartimente sunt cu toatele, într-o imitație de piele, ce ar fi așa un croco, o șarpe, nu știu, o chestie de genul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut detaliile astea, accentele astea cu auriu și cred că pentru prețul dat, la reduceri fiind 160 de lei ceva de genul, e o geantă care o să facă față cu succes mulți ani de acum încolo la mine, pentru că am genți de la Mango, luate cu ani în urmă, pe care în continuare le port și și-au păstrat forma, ținuta, materialul arată foarte bine și în general am fost foarte încântată de calitatea lor. Deci e o variantă bună, zic eu, pentru primăvara asta, ce puteți să o purtați și mai departe. Nu o văd exclusiv ca pentru primăvară. Stați să vedeți că acum iese și o să mă vedeți prea luminoasă. Iată așa, gata. Revin un pic la H&M, că am uitat să vă arăt chestia asta. A fost pe umeraș aici și am uitat să vă arăt. O bluză super, super, super frumoasă, tot pe ideea de milieu, tot pe ideea de broderie, de față de masă. Este o bluză scurtă, cam, nu știu, mai jos de buric, să zicem, cu detaliile astea la fel de feminine. Uite așa, ca niște batistuțe, poate, dacă foloseați batiste brodate pe vremuri. Eu aveam de la bunica mea, cam în direcția aia, iarăși mă duc. Detaliul ăsta așa festonat, simpatic, cu aceste spărturi în material. Deci pare a fi un soi de broderie, o dantelă, dacă vreți, dar nu e. E, de fapt, vorba despre un lin, probabil, da, zic eu aici, pe etichetă că este linen blend, deci o conține și ceva fibre naturale. Mânecile sunt ușor largi, așa, pe stil clopot, și se închide la gât, în spate, cu genul ăsta de șiret. Foarte frumoasă și mi-am zis că o să arate foarte bine, exact așa, cu blugi sau cu niște fuste și cu paie, neapărat, cu paie, cu rafie, cu poșulețele alea. E o bluză super, super frumoasă pe care am luat-o eu în măsura S cu, vă zic imediat, 92-99 de lei. Mergând mai departe, am două jachete de la Mojito care mi-au atras atenția, pe care am fost inițial tentată să mi le iau de pe site. După care am zis, hai mai bine să merg eu în magazin să văd despre ce e vorba, ca să nu mai trec în retururi și alte chestii. Preferatele mele! Desigur, și-am găsit aceste două. Odată, un baby trench. Trenchul, după părerea mea, este haina de bază a primăverii și a toamnei, dacă vreți. Un baby trench. Îi zic baby pentru că este scurt. Deci el are croiala tipică de trench, atâta tot că l-au tăiat din zona taliei. Altfel, o să vezi, epoleții la umeri, reverele astea destul de late, nasturii frumoși, căptușeală pe dedesubt, destul de important, ia uite-mă, acum sunt prea luminoasă, spatele e, uite așa, cu clapeta asta să-i zic, plus bineînțeles centura în talie, care poate fi purtată, adică o strângeți, așa cum am făcut eu aici, sau dacă nu, lăsat pur și simplu să cadă. Mânecile suflecate sau nu, după cum îi place fiecăruia. După părerea mea, ideală pentru ținutele astea în care vrem să alungim picioarele sau vrem să se vadă ce avem în partea de jos. Asta m-a atras în primul rând lungimea, că lungimea aia scurtă pe mine mă flatează în general la jachete și n-aveam niciunul de genul ăsta, o jachetă de tip trench scurtă, care să nu fie din aia până la genunchi, chiar n-am avut niciodată și mi-a plăcut super mult. Țineți cont la mărimi, că sunt foarte oversized, deci eu mi-am luat la ăsta 32 și nu este 32, eu îl văd 36, poate chiar 38. Și am făcut foarte bine că am mers în magazin asta, zic că în cazul în care mi-aș fi comandat măsura mea obișnuită, cu siguranță mi-ar fi fost mare. Depinde de gustul fiecăruia, cum îi place, dacă mai strâns, dacă mai larg pe corp, dar eu cred că asta în 32 arată super bine. Pentru mine și în combinații de genul ăsta cu blugi sau chiar peste rochii, nu știu, poate funcționa super, super bine. Apoi, tot de la Mojito, am găsit-o și pasta. Ce ziceți de asta? Tot așa scurtă, matlasată însă, cu feronerie aurie, o jachetă într-un bej gri, măsura 34, pe care am dat 189 de lei. Și care este destul de grosuță și asta la toamnă din nou o să fie super, super ok. Mie mi-a plăcut în primul rând lungimea și feroneria asta aurie și am zis că poate funcționa la fel de bine ca trenciul scurt pe care vi l-am arătat mai devreme, purtat tot așa în combinații casual sau în combinații un pic mai sofisticate, un pic mai elegante, având de asemenea detalii frumoase aici în zona umerilor, care îți dau senzația că mânecile ar fi detașabile, dar nu sunt. Este doar un detaliu suplimentar. Deci o jachetă pentru acelea care poate preferă un stil un pic mai casual, un pic mai simplu. Și ultima piesă a acestui haul, avem aici așa un cardigan pe care îl iubesc și îl ador, de la Primark. Am fost și la Primark, dar na, la Primark eu mă duc în general mai degrabă pentru chestii de astea basic. Maiouri.
tricouri albe, șosete, chiloțăraie și altele așa, de la basicul basicului basicului. Rar mai găsesc niște piese să zic, mamă, ce mișto e asta și nu e în categoria de basic. Dar, iată că s-a întâmplat de data asta să găsesc un cardigan minunat pe care o să-l pot purta cu siguranță și în lunile reci. Într-o culoare superbă, un verde pădure minunat pentru roșcate, pentru castanate, pentru culorile astea ale pământului, care vine săracul de el fără buzunare, fără vreo căptușeală, fără vreo curea, vreo centură în talie, efectiv e o chestie care cade, exact cum o vedeți. Dintr-un material grosuț, ușor elastic, deci foarte plăcut, nu zgârie în nicio formă. Ăsta, după părerea mea, poate să funcționeze la fel de bine ca un trench, ca o jachetă, ceva de pus pe deasupra, efectiv. Și poți să-l porți de sine stătător, așa, exact cum vezi. Sau poți să-i pui o centură în talie, care, zic eu, îl creionează și mai frumos, accentuează și mai frumos silueta. Este mega plăcut să-l port direct pe piele sau să-l pun peste o haină pe dedesubt, nu știu, mai groasă, mai subțire, o rochie, o pereche de blugi, un tricou, ceva de genul ăsta. Și e ideal tot așa pentru perioada în curs, adică îmi ține de cald. Pentru momentele alea în care mă păcălește vremea sau am ieșit afară și s-a lăsat deja răcoarea serii. Genul ăsta l-am îmbrăcat imediat, curea sau fără, și poate arăta super, super frumos. L-am și pozat, dar o să vă arăt probabil în zilele următoare după ce editez și eu pozele, că l-am avut pe mine în oraș și a fost super ok. Ah, și uite cum îmi scăpa. O singură jucărie mai aveam. Am uitat să vă arăt. Un colier de la Sinsai Sinsei, care a costat vreo 7 lei, ceva de genul ăsta, și care mi s-a părut foarte drăguț. Cred că a fost colecție de iarnă sau ceva, că altfel nu-mi explic de ce ar fi pus ușorii ăștia pe ambalaj. L-am luat deodată cu sacoșa, cu paltonul, cu bluza, cu ceva am arătat mai devreme, dar, mă rog, în amalgamul de pantofi mi-a scăpat. E un colier care vine la baza gâtului, dintr-un metal comun, cu niște perduțe, care atârnă exact așa cum vedeți. Simplu, de efect, prețul extraordinar de bun, mi s-a părut foarte drăguț, iar eu în general prefer combinațiile astea de metale, așa cu auriu, cu perluțe, care sunt acolo, adică nu genul ăla de trebuie să te uiți cu lupa, dar nici absolut uriașă. Și asta mi s-a părut o variantă super ok de purtat pentru buzele un pic mai decoltate, nu neapărat ce am eu acum. Și cu asta, fete și băieți, se încheie cea de-a doua încercare de hold de primăvară. Sper că de data asta ne-a ieșit. Sper că de data asta nu o să fie nevoie să refac filmarea și a treia oară. Sper că mă aud bine, sper că mă văd bine și că este și asta învățătură de minte. Deși, mă rog, nu știu ce aș fi putut eu să fac în plus mai mult decât ceea ce am făcut deja. Cel mult să mă rog mai des la sfinții și pufoșii îngerași, ca să nu mi se mai strice cardul pe parcurs. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare întâi de toate, pentru răbdare în cazul în care m-ați așteptat vineri. M-aș bucura să știu ce v-a plăcut de aici, dacă este ceva ce v-a plăcut, dacă este ceva cu care ați rezonat, dacă este ceva ce v-a atras. Și evident, dacă ați văzut ceva așa în magazine și ați zis, măi, ce balabaniană e asta, ia vezi. Puteți să-mi lăsați niște link-uri pe acolo, așa cum vă las eu vouă, m-aș bucura să-mi lăsați și voi. Sau pur și simplu să-mi ziceți dacă rezonați pe partea asta stilistică. Mulțumesc încă o dată, să aveți o săptămână minunată și vineri vine Trafalet Vlog neapărat, că avem atâtea de povestit și de vorbit și de detaliat și de arătat. Măsuța, de cafea, mob expertul, trebuie să vă povestesc. Deci, înnebunim! Vă pup!